plătită, dacă mă curăț până la sfârșitul lunii martie, n-am plătit o jumătate de lună de întreținere și poate la cablu. Da? Și ce cu asta? Credeți că asta mă va aranja? Mă duc optimist. Și nu niciodată. E, da, aveți 7 vile, încercați să-l păcăliți pe-l de sus, cum l-ați păcălit toată viața. Mai debarasați-vă de vreo 2. Poate cu 5-6 vile o să vă ierte. O să spuneți că era feică, aveați mulți descendenți, că așa e viața. În fine. Bun, deci asta n-am înghițit-o cu bisericile de lucru. Haideți un pic să vedem cum arată presa de Observatorul Cultural. Ăștia sunt în vremea lui Tudor Arghezi. Ăștia se vor duce într-adevăr fără să... Cred că sunt aia 1%. Am zis 99%, nu? Dintre români au luat act de epidemia de coronavirus. E bine, Observatorul Cultural este în ăia 1%. Bravo lor! Tudor Arghezi, bă! Mare om, într-adevăr. Bun, mergem mai departe. Libertate, ăștia au auzit. Ăștia au auzit, ăștia sunt prea contemporani cu tot ce se întâmplă. Coronavirus, scenariu 2. Autoritățile impun măsuri mai stricte să pregătesc pentru scenariu 3. Bine că s-au inventat cifrele, bă. Putem să trecem la mai multe scenarii. 200 de ventilatoare achiziționate în regim de urgență. Imaginea pare din Cernobâl. Atâta doar că încă o dată nu e. A, pare desprinsă din fabulosul Cernobâl. Cu atât 78%, să lăsăm totuși o marjă consistentă pentru ce s-ar mai putea produce. Sigur, de departe cel mai mare serial, cel mai mare film, cel mai apropiat de artă din tot ce s-a făcut vreodată, da? Dar hai să fim totuși rezonabil, da? Mai e mult până la 100%. Bun, deci ați văzut pe aia acolo. Uite, bă, Dragoș Pătraru extinde starea nației pe vreo 5 posturi, probabil, deodată, numai să mai apuce. Face un apel la rațiune și la responsabilitate în fața epidemiei și el. El crede că îl cunoaște lumea și face un apel. Nu m-am făcut eu apelul seara asta. La ce dacă nu l-ați auzit, dați-l mai departe, căutați-l pe YouTube. Bun, dosare penale și amenzi uriașe pentru românii care fentează carantina. Știți cum e asta cu carantina? Ca aia cu vaccinarea. Bă, sunt de acord, dar și de acord într-o lume ideală. Dar ce să fac dacă mor în carantină, de exemplu, de la mirosul de pișa de bursuc? Da, eu vin din Italia, să zicem, și nu declar. Tu mă prinzi, mă iei pe sus, mă lești federești, mă bagi în carantină la Băița. Să zicem la 2 km de vila nedeclarată tehnica Sorinei Pintea. Și mor din cauza excrementelor de bursuc puse peste gemul de la micul dejun. Mi-a spus cineva că în județul Timiș, tot așa unde intră românii buluc în carantină, că nu numai Turcescu are informații, mai avem și noi, și că nu le dă nimic de mâncare. Deci de 24 de ore n-au primit nimic. Păi ce carantină, bă, fraților? Cum să iei măsuri penale asupra unor oameni pe care îi ții? Bă, deci carantina înseamnă pușcărie, da? 90% dintre situații este pușcărie. Adică îi băgați pe oameni la pușcărie, dați-le, bă, măcar mâncare, bă. Dați-le măcar apă, dar nu apă de aia de 2 bani. Aduceți-le apă minerală de calitate, da? Să nu bea apă din pârâu, că aia nu-i sănătoasă. Deci mi se pare normal, este ca și cu vaccinul. Da, mă, Danemarca, mă vaccinez. Dacă vine primul ministru și spune vaccinarea în Danemarca este obligatorie. Da, mă, mă duc să mă vaccinez imediat. Dar nu pot să fac lucrul ăsta, iertați-mă, într-o țară unde vine unul și dă șpagă, da, și în vaccinul meu îmi dă excremente de dromader. Deci eu nu am încredere în Borșef, în bandiții țării ăsteia. Așa și aici. Cum să pui ce scrie? Dosare penale și amenzi. Ce vorbești, mă? Deci în carantină ar trebui să stai ca acasă. Să ai niște condiții. Eu nu spun de lux, dar de minima decență. Voi uitați că în țara asta n-ai unde să te speli pe mâini, vorba lui ăsta, în libertatea. 6 milioane de români n-au acces la apă. Cum să mă duci, mă, în carantină cu forța? Pentru ca să mă ții acolo să mă nenorocești. Ca să ce? Să nu dau răceala mai departe? E o idioțenie, mă. Sigur, încă o dată trebuie să fac această precizare, că oamenii sunt proști. Deci atenție, bă, fraților, când ne judecați. Noi nu vorbim pentru ziua de mâine sau de poimâine. Eu vorbesc pentru ziua de peste 100 de ani. Când oamenii vor ști altceva, vor gândi altfel.
Deci nu vă grăbiți să ne taxați repede. Că vouă vă e frică să nu crăpați până la sfârșitul martie. Păi noi nu ne interesează asta. Noi vrem să lăsăm mai departe dovada, dacă va mai fi nevoie. Da? Că au fost și oameni inteligenți pe lumea asta. Nu fripturiști, nu jurnaliști, nu politicieni, mă înțelegeți? Nu mă interesează că mă judecă unul mâine, poi mâine. Nu de asta sunt aici. Da? Cred că ați înțeles că nu eram aici de 9 ani dacă mă interesa ziua de mâine și ziua de poi mâine. Deci nu asta mă interesează. Să închidem țara. Trebuie blocat-o, trebuia mai repede. Nu, bă. Da? Vreau să știe cei care poate ne vor urmări peste 100 de ani pe YouTube-ul ăla de 11G ce va fi atunci, că nu eram toți proști. Nu trebuia să se închidă nimic. Trebuia să ducem mai departe și vedeam cum o duceam. Așa cum ne-a dus planeta asta, cum ne-a dus pe toate, bă, până acum. Da, s-au lăsat în urmă, sigur, generații. Fiecare și-a dat obștescul sfârșit atunci când i-a venit vremea. Nu așa se spune? Că nu poți să scapi, toții suntem datori cu o moarte. Nu spunea și nenea ăsta, Arghezii, că l-am citat mai devreme, de mi-a venit în minte. Nu suntem cu toții datori, el spunea, parcă. Și cu toții o jucăm foarte bine. Așa e. Că nu te mai zbengui când ești mort. Nu mai urli. Nu te mai duci să-ți cumperi hârtie igienică sau apă minerală. Ești gata, bă. De asta, unde fugiți? Da? Deci încă o dată, nu vă apucați cu judecăți. Eu nu vorbesc, mă, pentru lumea de astăzi. Asta e diferența. Asta înseamnă pamfletul. Sigur, au fost judecați de oameni. Așa cum pe vremuri să tăiau capete celor care inventau sau descopereau continente. Nu mă adresez jivinelor care locuiesc această planetă în acest an. Vorbesc pentru cei care poate la un moment dat, mai deștepți decât generația asta, vor ști să tragă chintesența acestor vorbe. Hai să vedem mai departe presa, că într-adevăr nu o să mai avem foarte mult parte de ea, pentru că evident nu se va mai lucra. O să vă spune să va lucra de acasă. Va lucra de acasă, să vor bloca computerele, va cădea internetul, nu vă credeți pe aia de la Digi sau de la Vodafone, că se vor duce să pună internetul când e holera afară. Va cădea și așa va rămâne. Deci nu vor mai scrie. Bun. Diasporici, nu diasporezi. Ăsta e Boanchiș. Boanchiș, în orice caz, nu te poți supăra pentru că el e genial. Oficial avem pandemie. Iohannis e mut și când vorbește, scrie ziarul. Nu aș zice, dar să vede că e nepriceput. Asta am spus de la început. Nu mi-a fost frică, da, împotriva cultului ăsta care la un moment dat i s-a adresa, împotriva ideii astea că trebuie să lauzi pe Iohannis ca să nu se creadă că lauzi PSD-ul, eu am fost drept și acolo. Am fost corect față de mine, față de generațiile care vor veni. Iohannis nu se pricepe la nimic. Da? Asta v-am spus în toate emisiunile. N-am avut nici măcar o dată, o brumă. Da? De atenție gratuită la adresa lui. Deci nu este mut în aceste zile, că s-a mai exprimat. E, așa cum poate. Nu se pricepe însă. Da, ca să fiu totuși relativ elegant, că nu este el subiectul săracu și pe el îl poate lua valul și să se ducă oricând. Nu e nicio dramă aici. N-are cea. Da? Nu știe nimic. Și faptul că mai mănâncă câte unii așa în limbajul ăla lui de la Sibiu demonstrează că nici nu întreține conversații. Adică și acolo în anturajul lui este tot la fel de sărac. SUA scapă de slugile Ciucă, Hăpău și Pahonțu. Nu e important. România lăsată pradă GRU. Ăsta oricum e un ziar care parcă acum nu mai are nici haz cu cioacele lui. Până când românul se distra cu astea, eu nu cred că o să se mai cumpere ziarele astea de scandal foarte mult timp dacă durează holera asta. Încă se mai câștigă bani gheață, aflăm în click, prin tot felul de concursuri de astea măsluite. Fostul polițist bombă cu virus ucigaș a infectat 8 persoane. Da, pentru că așa a fost învățat. Ce credeți că lucrează în poliție este demn? Așa ni se spunea nouă, că instituțiile statului, nu, ne-a știut că sunt corupți cu toții. Asta vă și spuneam, asta e caracterul omului. Și credeți că tocmai acum, despre asta v-am vorbit toată emisiunea, caracterul oamenilor se vede acum. Da? Când fiecare s-ar lepăda de orice. Să știți că dacă ar mai dura un pic pandemia asta, că de astăzi a fost declarat oficial, am început să ne mâncăm între noi. Deci omul care este atât de nenorocit și de mizerabil,
după ce s-a debarasat de animale și de astea, s-ar mânca pe el. Deci n-ar fi, n-ar dura foarte mult. Deci până la sfârșitul anului s-ar auzi deja de acte de tipul ăsta. Că aia cu 36,6 ne dă totuși speranțe. Știți că 11 țări din Africa au raportat deja cazuri. Și în Africa subsahariană, acolo unde noi stăpânim. Nu Organizația Mondială a Sănătății, ea nici nu știu țările din Africa. Am văzut acolo un amic de-al meu foarte bine informat, de altfel, a trecut butanul la țările africane. Nu, nu, iau mai ușor, tăticule. O să ne cer un pic voie nouă când scric. Eu dacă vreau, acum mă apuc și îți spun toate țările din Africa în ordine alfabetică la televizor. Deci când te apuci să... Vaja, nu, da? Întreabă pe noi întâi, că n-ai pe cine să întrebi. Da? Deci 11 țări din Africa au raportat cazuri. Între care Senegalul, 4K o Senegal, la Dakar, unde am atâția amici, sunt 29 de grade Celsius. Da? Dakarul este singura capitală din lume unde 12 luni pe an este soare. Deci în Dakar plouă 2 săptămâni pe an. Disparat așa câțiva stropi. Și din când în când mai vine un pic de nisip din Sahara. Da? Deci în Dakar, unde toată e o căldură, 4 cazuri. 11 cazuri în Nigeria, 13 prin Africa de Sud, peste 50 în Egipt și alte țări, chiar și în Togo s-a declarat un caz. La bun sine. Ba, bun, asta cu Africa e singurul lucru care un pic mă îngrijorează. Pe mine nu mă interesează de România, de Europa, de fraierii ăștia. Mă deranjează totuși un pic, am înțeles că în Rwanda se dau sfaturi să se spele lumea pe mâini. Cu frunze. Acolo, bănuim că nu e de unde să vină apă potabilă în Rwanda. Evident. Populația Rwandei cam 1% are acces la apă potabilă. Se poate merge totuși încă în zone de tipul ăsta, dar sigur acolo crăb de altă boală până la urmă. Votul de investire blocat de coronavirus, n-am uitat, știți ca să se spune, aproape am uitat, nu n-am uitat. Mâine s-ar putea investi guvernul Câțu și că și bilele vor fi dezinfectate, toată sala va fi dezinfectată, să vedem dacă vin curajoși și la vot. Că s-au lăudat că mai bine să avem un guvern de 2 bani decât să n-avem nimic. Nu, nu e bine spus, că asta o spun cei ca și Carmen Avram. Proasta asta a venit astăzi în direct aici, îmbâxită, tetanizată cu toate minciunile ei și am urmărit-o foarte atent. A spus multe lucruri, ok, dar la un moment dat, în prostia ei, nu s-a putut abține să ne-o tragă un pic și lui Traian Băsescu, ca nu cumva ăia, dacă se uitau pe la antene, să zică, ce faci, bă, proasta dracului, te-ai duci la ăla și n-ai zis nimic de Băsescu? Știi? Că e aia care ne mințea cu PSD-ul, că doamna Dăncilă, ea nu știu câte, ea, cred că nu-și mai amintește de minciunile alea în timpul scrutinului, da? Timpul alegerilor prezidențiale. Și cele mai mari gogorițe cu PSD-ul, că era plătită și trimisă de aia. Bă, și am observat-o, astăzi m-am uitat un pic, era o prezență inedită la noi. Bă, la un moment dat a zis, păi cum, eu care l-am lăudat pe Traian Băsescu, deși e ultimul lucru pe care ar trebui, lăsați-mă cu doctrina asta imbecilă. Lăsați-mă cu Traian Băsescu, nu-i Traian Băsescu ultimul lucru pe lume. Dacă ai ști tu istorie, ea numera pe alții. Lasă-mă cu Băsescu. Ea a rămas setată. Deci oamenii ăștia, oricât ar ști, oricât ar umbla în lumea asta, oricâtă treabă ar face. O să spună unii, da, dar a făcut atâtea. Absolut. A făcut, o să mai facă, bă, are chestia asta băgată din creier și până în vârful degetelor. Ea trebuie să o dea la comandă. E, ăștia sunt cei care au nenorocit planeta de când există. Cu stereotipuri de genul ăsta, cu clișee, cu cumetrii, cu idioțenii, cu șpăguțe de asta. Lasă-mă, bă, că-i trecut asta, bă. Asta și la 90 de ani. Dacă o să ia cineva un interviu, o să-l înjure pe Traian Băsescu. Deși România o să fie atunci cine știe în ce galaxie. Sau nu o să mai fie deloc. Dar asta este, știi? Pentru asta m-a angajat ăla, eu îi rămân credincios. Asta era. Țin minte la ședințele, dacă nu-l desfințăm pe ăla, ce e asta, bă? V-am explicat și cu Băsescu ăla de atâtea ori la televizor. N-a fost nici mai rău, nici mai bun decât alții. Dar în orice caz n-a fost mai rău. Da, epoca lui a fost cum era. Uite, dar epoca asta, ce o să se bată acum? PSD-iștii și cu PNL-iștii cap în cap, uite așa, care au omorât România? Nu e, bă, lăsați-i pe Băsescu, măcar acum nu mai implicați. Da, nu-i coronavirusul lui, bă, să fie clar. Ați văzut că se poate și mai rău ca pe vremea lui? Bun, publicitate și revenim.
să ne întoarcem un pic printre ale noastre. A murit fostul mare avocat Lucian Bolcaș, locotenentul lui Corneliu Vadim Tudor, 78 de ani avea. A fost vicepreședintele partidului PRM și de asemenea deputat al Parlamentului României în 2000-2004 și în legislatura 2004-2008. Exclus din PRM acum 10 ani, în martie 2010, trădase interesele partidului. Provenea însă dintr-o familie de juriști, judecători și avocați, aproape că n-avea soluție decât să îmbrățișeze această carieră, pe care totuși a dus-o la un nivel destul de înalt în România. Moise Guran i-a anunțat pe liderii USR că s-a răzgândit. Cel puțin s-a răzgândit un pic, în sensul care n-ar mai vrea să le facă el campanie electorală sau, cum se exprima, să le coordoneze activitățile electorale celor din USR. Ce să însemne asta? Să întoarce în jurnalism cu care tocmai blamase că pleacă în politică? Aia e posibil, o să-l primească, evident. Unul ca Moise Guran va cădea în picioare fără nicio problemă unde își dorește el. Da? E genul de om care ce-a făcut? I-a beștelit pe politicien cât era jurnalist, s-a dus în politică și a tras o zmetie, cum a zice Turcescu, care ați văzut că n-are vocabular. El a rămas tot la termenii ăștia de poveste și de zmetie, pe care îi spune de 80 de ori pe emisiune. Și vocabularul lui e la nivelul clasei a 5-a. Ăsta e Robert Turcescu. Cam așa e și Moise Guran. Da? Și acum o să se întoarcă, evident, în jurnalist, că nu o să taie frunze la câini sau să măture trotuarele, și o să spună, a fost așa o paranteză. Da, sigur, recunosc că ar fi trebuit să mă gândesc de două ori până să spun nu politicii, dar e bine totuși că m-am întors. Cred că e nevoie de mine în jurnalismul echilibrat. Ăsta este jurnalismul pe care îl fac lăturile în România. Un jurnalism echilibrat. Cum vă spuneam eu cu termenul ăsta political correct, de compliqué. Când vrei să spui ceva că e complicat, mă, nimeni nu poate să staie capul. În loc să spui că ăla e prost, spui, e într-o perioadă mai complicată a vieții sale. Da? Deci toate se pot rezolva cu un pic de lichelism. Bun, pe mâine seară, fraților.